cum puteau să lipsească Brio Sonores din emisiunea noastră de astăzi. Mulțumim! Băieți! Bună! Și știți ce am eu aici? Nu. Nu? Ce de copilărie, pare. Da, deci, țineți, dragilor, fiecare câte unul. Deci, anul trecut am mai făcut provocarea asta cu câțiva artiști, a ieșit așa de haios și am zis că trebuie să facem asta și cu am voi. Da, e Heliu. Și Heliu urmează să cântăm la mulți ani, Happy New Year. Nu știți? Da. Refrenul. Deci, hai să vedem. Probabil ții bine de jos și eu am să-l dai. Uite așa. Hai mai bine. Așa, ține. Ține de sus. Așa, ține bine. Și, nu, de jos, măi. De unde trebuie să ține? De jos trebuie să ții. Logic. De sus tăiem. Așa. Au și tremură mâna. El, pur și simplu, îl trăiești cum îl scânte. 3, 2, 1... Hai. Happy New Year! Happy New Year! Merry all! Have a vision now and then of the world and every friend is a friend. Happy New Year! Să revenim la normal. Patru găini răcoșite după 3 nopți de anul nou. Deci, păi, dacă voi ați crezut că asta e provocarea, asta a fost încălzirea cu provocare. Pentru că adevărata provocare se află aici. Cine e cel mai norocos dintre voi? Cine e cel mai norocos? Mihai, extrage. Eu trebuie pentru toți, da? Da, pentru toți. Tu ai mare responsabilitate. Hai, răspund. Tu răspunzi. Deschideți, să vedem ce provocare, de fapt, doar una aveți. Hai cum atești așa. El n-are copii, el nu știe cum kinderele. El nu știe cum kinderele, el cu o mână, așa. Magic! El nu are copii. Tu știi cum se fac așa? Dar cum? Hai, pune-mă în gol aici, lasă-te pentru cel. O provocare pentru cineva. O provocare. În grădina raiului. Ați văzut unde e, nu vezi? Grădina raiului. Cam despre ce e grădina asta raiului? Ia câteva idei. Despre mărul interzis, despre fructul interzis, nu e măr. Ce e școlita noastră? Ai dreptate! Ce veți face voi cu merele? Urmează să aflați după... Dar tot și măr, am ghicit. Da, e măr, pe asta zic, ești bravă, dar cum să zic, nu prea. Avem o felicitare pentru voi cei de acasă, între timp noi pregătim aici grădina raiului pentru acești plăcăi. Vă doresc tuturor să vă simțiți fericiți, să vreți să vă trăiți propria viață în fiecare dimineață. Și am citit și mi-a plăcut și este și crezul meu, că fericit este acel om, deci nu omul care își dorește ceea ce nu are, dar este fericit acel care își dorește ceea ce are. Suntem în platou! Ce gălăgie aici în platou, Doamne ferește! Noi am pregătit provocarea pentru băieți. Deci, grădina raiului, înseamnă două lighene pline cu miere. Iar băieții au niște hanorace speciale, au niște costume de scenă senzaționale. Ce trebuie să faceți? Să culegeți cu gura. Pentru că ăsta este instrumentul muncii voastre. Voi așa vă câștigați banii. Și să vedem a cui echipă adună cele mai multe miere din Lighean. 3, 2, 1, go! Hai!
Bravo, bravo, băiat! Da, nu vă ajung sărbători, nu vă ajung șervețele! Dă-ți-vă două poale de mea! Băieți, mulțumim frumos! Trebuie să spuneți că sunt repetele de acasă!